Dan Tomulescu din București are o întrebare pertinentă. Cu ce arme ar putea România să-l învingă pe Putin? Interesantă întrebare, mi-am spus eu. Spre București! Dragă despărțirea, greu suspinul meu, tipul mamei la fereastră așteptând mereu, ochii-mi lacrimați de atâta dor, strâng atâția nori de ploaie după alii feciori. Mama! Mama! Și ziceai că ești asistentă TV. Da. Auzi? Dar sper că n-ai SIDA. Nu. Ah, ce bine. Că mă gândeam să ne iau a doua oară. Dar iată că nenea Putin din poveste, precum croitorașul cel viteaz, mare iubitor de cimnaste și luptător de greco-romane, sare pe zid deodată așa, cam cum Vadim Tudor sare pe zid la Marioara Zăvoran. Care-i diferența dintre Vadim Tudor și Putin al nostru? Poate că faptul că amândoi au certificat de nebuni. Sau să fie altceva? Între timp însă, Putin, precum în povestea cu croitorașul cel viteaz, s-a năpustit, cum spune... Oprește-te! Nu mă mai biciui cu ironia și satira ta! Și cum spuneam, nenea Putin din poveste, precum croitorașul cel viteaz... La care nevastă să zice: băi, ai soacră mea! Bună, bună, bună asta cu stop! Asta e cheia acolo care ajunge la semafor și zice: vede niște fete! Băi, fetelor, dacă îmi dau 10 lei, vă scoate sensul girafei! Bună, bună, bună asta cu nu! Asta e cheia care zice: ești din Focșani? Nu, să mă dă o seală! Vezi, Ponta? Asta înseamnă mândria de a fi român.